Domnilor consilieri, ați fost convocați conform dispoziției domnului primar numărul 288 din 26.09.2022. Din consultarea condicii de prezență rezultă că din cei 8 consilieri în funcție, prezenți sunt 7. Ședința este statutară, își poate începe lucrările. Voi da citire proiectului ordine de zi. Dispoziția numărul 288 din 26.09.2022. Consiliul Local al Comunei Cleja se convoacă în ședință extraordinară pentru ziua de 30.09. ora 17, cu participare fizică la sala de ședință a Consiliului Local din strada Unirii numărul 214. Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi comunicate în format electronic și sunt următoarele. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Cleja pentru o perioadă cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna septembrie 2022. Inițiator primar Iștoc Petru. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 68 prin 13.11.2020 cu privire la organizarea Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local al Comunei Cleja, județul Bacău. Inițiator primar Iștoc Petru. Supunem spre aprobare proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Deci 7 voturi pentru, da? Primul proiect este alegerea președintelui de ședință. Aș vrea să vă rog să propuneți un președinte de ședință. Eu propun pe domnul Beja. Cine este pentru? Mai aveți alte propuneri? Nu. Cine este pentru? Deci toată lumea pentru, da? Așa. Rog președintele de ședință să preia atribuțiile. Conduc ședința. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc colegilor pentru votul de încredere. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 68 din 13.11.2020 cu privire la organizarea Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local al Comunei Cleja, județul Bacău. Așa. V-aș ruga ca fiecare grup politic să facă propunerile pentru fiecare comisie. Pot începe din partea PNL? Da. La Comisia Economic îl propun pe domnul Berjan, pe domnul Salca și domnul Gitaru. Deci domnul Berjan, Salca. Și domnul Gitaru. Da. La Juridic pe domnul Aslău și pe domnul Gitaru din partea juridic PNL. Pe domnul Aslău și? Domnul Gitaru. Da. Iar la Cultură pe domnul Cadar. PSD? Din partea PSD. Îl propun pe doamna Joacă la Cultură și eu mă propun la Juridic. Domnul Vice? Din partea Partidului ALDE, având în vedere că sunt singur, rămân la Cultură. Acum fiecare comisie constituită ar trebui să-și aleagă președintele, secretarul și membrii. Deci la Comisia Economică, la Buget Finanțe, cine va fi președinte să vă alegeți? Economic? Domnul Beja. Adică, voi, între voi ar trebui să vă alegeți, nu? Deci da. Este domnul Bejan, domnul Salca și domnul Jitaru. Cine e președinte? Cine va fi președinte? Bejan. Deci în unanimitate, da? Secretar Jitaru. Și dumneavoastră, domnul Salca, membru, da? Așa. La Cultură? Domnul viceprimar să fie președinte. Deci la Cultură, președinte, domnul Gherfi. Da. Secretar, domnul Joca. Și membru, domnul Cadar. Și
La juridic? La juridic, din partea PSD-ului, propun și pe domnul Hovorici. Da. Hovorici poate fi președinte. Da. Secretar. Secretar subsemnatul. Amin. Și domnul Jitaru, membru. Să despre domnul Jitaru. Petru. Până la completarea comisiei de 5, așteptăm să completeze cu supleanții, până va veni hotărârea instanței cu validarea supleanților. Acum să verificați dacă se încadrează fiecare comisie în numărul care trebuie deci, să facă parte. Sunt trei la buget finanțe, deci domnul Bejan, domnul Jitaru și domnul Saca, la cultură domnul Gherfi, domnul Joca și domnul Cadar, la juridic domnul Hovoriș, domnul Laselor și domnul Jitaru, da? Da. Supunem la vot propunerile? Proiectul. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 7 pentru. Toți suntem, putem propune și diverse ca să discutăm... Nu e pe ordinea de zi. Nu? Ah, ok. Atunci... Deci, eu aș fi vrut la doar două cuvinte să spun. Vă rog, domnul. Cred că acest circ care a fost la nivelul comunei noastre trebuie să se termine și cred că se va termina, indiferent ce va face opoziția. Proiectele trebuie să meargă în continuare, într-adevăr, în vara asta, începând din luna mai, n-am mai reușit niciun proiect de hotărâre pentru că n-am fost lăsați, pur și simplu, sunt violenți cu noi. Ajutoarele de încălzire, banii au venit, nu putem să dăm, nu putem cu școlile, nu putem face... Continua cu proiectele, gazul la Valea Mică. Deja, sigur, sunt multe lucruri întârziate. Sper ca să începem să reluăm proiect cu proiect și să începem să vadă lumea că facem ceva. Eu așa am înțeles că dacă, indiferent că e USR, că cine o fi, cei care vin aici așa la, și sunt responsabili și luptăm pentru binele comunității. Ori în situația în care numai zgomot și numai scandal, și fără să vină cu soluții, fără să vină cu propuneri. Ei numai să spună nu, 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 nu. Nu este o soluție, nu se poate. Și cred că trebuie să terminăm și a venit momentul ca să ne apucăm de treabă, indiferent cine vine. Deci eu zic că am trecut prin toate greutățile și toate mizerile care au fost posibile cu acești useriști și eu zic că am terminat. Ei nu o să mai fie consilieri în 2 ani. Va trebui să lucrăm noi, cei care suntem de față. Asta am de spus și să-i ne intre la toți în cap, că avem de treabă. Vă mulțumesc. Declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare.